Potrivit de raportului, nu au fost identificate aspecte cheie care să necesite o atenție semnificativă din partea auditorilor, însă au fost constatate erori cu influențe semnificative asupra situațiilor financiare. Trei observații ale auditorilor au atașate recomandări. Una dintre acestea vizează un aspect care a influențat situațiile financiare, acela al lipsei din bilanțul contabil a valorii reale a bunurilor din inventar, de natura terenurilor și construcțiilor din cadrul Unității Administrativ-Teritoriale Municipiului Câmpulung. Asta fiindcă în ultimii trei ani nu a fost efectuată integral și la termen în reevaluarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul municipiului. Apoi nu a fost dispusă și organizată evidența contabilă analitică a bunurilor de genul mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție și au fost constatate necorelări în valoare de 202.798 de lei între evidența contabilă a bunurilor culturale din patrimoniul Muzeului Municipal și evidența tehnico-operativă a acestora și trebuie efectuată inventarierea bunurilor culturale deținute de muzeu. Toate aceste deficiențe trebuie eliminate până în luna octombrie. La capitolul alte aspecte, auditorii care au efectuat misiunea de la Câmpulung au avut mai multe observații legate de unele probleme. Astfel, a deținut curtea de conturi că au fost denaturate date din contul de execuție, cheltuieli, prin plata unor drepturi de natură salarială în sumă de 4.935 de lei, reprezentând spor pentru condiții periculoase în cazul unui angajat al spitalului Câmpulung. Asta fără existența expertizărilor de specialitate a organelor de abilitate în acest sens. Apoi s-au plătit 28.913 lei sumă brută pentru indemnizațiile unor consilieri locali care, citez, au lipsit nemotivat de la anumite ședințe de consiliu sau după caz ale comisiilor de specialitate la care au fost convocați. La fel, un angajat din cadrul administrației Câmpulungene a primit indemnizație lunară pentru care are titlul de doctor. Plata neconformă cu legislația are valoarea totală de 3.453 de lei, iar patru salariați de la Spitalul TBC au primit sport pentru condiții periculoase fără a exista expertiză de specialitate, de drepturile salariale acordate astfel însumând 30.344 de lei. Cotea de conturi a sesizat și un aspect legat de modul de cheltuire a banului public pentru evenimentul cultural Câmpărung 500, capitala scrisului românesc. Potrivit auditorilor, nu au fost respectate în totalitate prevederile legislației achizițiilor publice referitoare la atribuirea directă a contractelor de bunuri și servicii din catalogul electronic pus la dispoziție de SEAP. Unitatea administrativ teritorială municipiului Câmpulung, în calitate de autoritate contractantă, a procedat la divizarea contractului de achiziție publică, având ca obiect achiziția de bunuri, respectiv prestarea de servicii pentru evenimentul cultural Câmpulung 500 capitala scrisului românesc în trei contracte distincte, de valoare mai mică, pe care le-a încheiat cu un singur operator economic, brand new servicii comunicare SDL.